Cu toții folosim zilnic social media, altfel spus, rețelele de socializare, care abundă de tot felul de informații și de numeroși utilizatori dornici să ne cunoască. Lumea online deseori presupune că interacționăm atât cu persoane care ne cunosc personal, cât și cu potențiali urmăritori care habar nu au cu ce ne ocupăm noi. Cât de importantă este prezența noastră a jurnaliștilor pe rețelele de socializare? Ce trucuri putem folosi ca să ne promovăm eficient activitatea prin intermediul platformelor online, cum să ne creștem numărul urmăritorilor, am aflat de la Ecaterini Peca, expertă în social media care a fost prezentă la Chișinău, special pentru acest training dedicat jurnaliștilor. Instituția publică Compania Teleradio Moldova a fost gazda proiectului Consolidarea Comunității Creative a generației următoare de jurnaliști și profesioniști mass media, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii din Republica Moldova. Startul proiectului a fost trainingul Social Media, Strategy and Leadership, iar cea care a desfășurat instruirea jurnaliștilor a fost Ecaterini Peca, expert internațional în social media. Cu toții am avut întrebări pe care nu am ezitat să le formulăm expertei din străinătate. Pentru echipa emisiunii Fii Tânăr, mai exact pentru pagina noastră de Facebook, au urmat câteva sfaturi utile. Try to repackage it somehow. And your goal should be the engagement. Your goal if you don't have any budget, for example. So try to write one or two sentences and not on every post, but try to close the text of your post with a question. Mm-hmm. Ask them something. Mm-hmm. Because people tend to reply when we ask them something, and this will drive your engagement. So anything that will get the attention of the user, because you have to think like the user does. The user is having a smartphone most of the time. We are all on our smartphones all the time. So we use Facebook and we go through our feed. So we will stop scrolling once we see something interesting, something that catches our attention. We have 3 seconds to catch their attention. La final de instruire, cu toții am învățat ceva util. De exemplu, eu am reușit să adaug butonul YouTube pe pagina de Facebook a emisiunii. Astfel, orice vizitator, dacă dorește, are acces direct la toate reportajele realizate anterior. Ce te-a motivat să vii la acest training? În primul rând, este un training pentru jurnaliștii și aici s-a discutat despre social media și acest training ne-a adus un plus valoare muncii noastre de zi cu zi, deoarece rețelele de socializare sunt portalurile unde avem posibilitatea să ne promovăm emisiunile. Eu realizez emisiunea Loc de Dialog, emisiune politică, social-politică de la Radio Moldova și am fost cu interesată să aflu cum aș putea să-mi promovez, să fie vizualizată mult mai bine această emisiune. Cred că trebuie să avem niște reguli pe care să le cunoaștem, da? Atunci când ne facem prieteni sau atunci când postăm fotografii personale sau atunci când trebuie cumva să delimităm partea de muncă, da? Atunci când muncim și știm să ne promovăm munca noastră și atunci când ne punem sau ne postăm, să ne încărcăm acele fotografii, da, de la plajă și așa mai departe, trebuie să facem o diferență dintre muncă și viața personală. Și cred că am învățat niște lucruri utile pe care le voi ține cont pe viitor și voi încerca să nu intercalez, da, viața, deci fotografiile, viața personală, activitatea personală cu activitatea de zi cu zi de la Radio Moldova. Consider că este foarte important acest link dintre produsul TV și rețelele de socializare, Facebook, Instagram și restul, pentru că astfel am putea să captăm atenția a unui public mult mai divers și ce să zic, sunt foarte mulți tineri, dar și alți privitori care utilizează aplicațiile și ar putea să privească emisiunile noastre și, de ce nu, acest lucru este foarte important de considerat și de învățat, cum am putea noi să le folosim pentru a ne focusa mai bine pe publicul țintă.
pentru mine, ca o parte din tineret, Radio Moldova Tineret, cea mai complicată parte este să înțeleg felul în care audiența percepe informația. Adică, da, eu ca creator de content cumva înțeleg ceea ce eu creez într-un fel anumit, dar nu pot să știu ceea ce o să creadă oamenii despre asta. Și anume această informație a fost utilă să o aflu de la acest training. În primul rând am învățat că ceea ce postezi pe pagina ta Facebook, de Facebook nu trebuie să postezi neapărat copy-paste, să faci copy-paste pe pagina oficială a canalului sau a companiei. Și chiar dacă postezi ceva și pe pagina ta cu același conținut într-un fel, cu aceeași idee să rămână, dar conținutul trebuie să fie diferit. Ideea să rămână. Și încă ceva, am învățat că poți să ai diferite grupuri de prieteni și asta e minunat. Și pe cine poți să blochezi la un moment dat, pe cine vrei să restricționezi, cel care te încurcă să-ți faci job-ul. Sunt mesaje diferite și am mai învățat că trebuie să mai învăț și de acum încolo multe lucruri și de asta mi-am dorit ca eventual să se mai întâmple astfel de traininguri și i-am mulțumit doamnei, nu doar eu, și colegii și eu mi-am dorit foarte mult ca să facem mult mai multe lecții practice. Am dorit să aflu totuși anumite secrete din culisele social media care s-ar putea să vă intereseze și pe voi. Din acest motiv am stat de vorbă cu Ecaterinei. Pentru început aș vrea să-ți mulțumesc din partea tuturor colegilor pentru acest training util. Majoritatea au înțeles că este bine să ne promovăm munca noastră pe rețelele de socializare, unde stă foarte, foarte multă lume în ultimul timp. Și mulțumim frumos pentru toate tehnicile, instrumentele pe care le putem utiliza pe viitor. You're mostly welcome. It was a pleasure to be here. It was such a nice thing to do this workshop in Moldova. I learned so much from the representatives of the media companies, and I think it was a very good dialogue during these 4 days, during these interactions that we had. And I hope that everyone could take something with him, with her, for inspiration and for the daily practice, for the daily work. În activitatea ta ai avut, nu știu, să conciliezi pe cineva care, iată, a trebuit să îl consulți în felul că trebuie să renunți la anumite postări sau trebuie să faci alt fel de postări. This is what I do for a living. I'm a social media consultant, so I consult companies and also professionals all the time what their content should look like. I give them inspiration for their daily content. And I advise them what would work best for their audience, yes, of course. Și dacă este un profesionist foarte bun, dar nu are timp sau nu acordă suficient timp pentru postări, cum îl convingi să se implice pe rețelele de socializare? I think that I don't have time doesn't exist. You actually find the time to do something that you care about. If a professional wants to be successful on social media, he or she finds the time to do the work that is necessary in order to be successful. And if he or she doesn't have the time and really can't find the time, really, you know, is working constantly 24/7, then you get a professional like me, and within cooperation with me, I help this kinds of people to find their content, to decide what is best for them and then post it. But if you are on your own and you can't afford someone else, then you really, and if it's important for you, you find the time, because you know you don't have to sleep 9 hours, you can sleep 6 hours and then you work the rest of the day, and then you can always find time to do things that matter to you. Noi înțelegem rostul promovării pe rețelele de socializare și pe de altă parte înțelegem că este și utilă sau necesar partea financiară. Cei care nu pot să investească bani pentru promovarea pe rețelele de socializare, ce ar putea să facă? Well, on one hand, if you don't have
money, for example, to run any social media ads, which need money, you have to concentrate on everything that is necessary in order to have more engagement and more interaction with your audience. Because the more engagement you have and the more interaction you have with your audience, the higher the algorithm is ranking you and the more people you reach. So you have to see how you can grow organically. Organic growth is very, very difficult nowadays because almost everyone is advertising and is having some kind of budget for Facebook and Instagram. But if you don't have any, the only way to go is really, really use formats and use content that will drive the engagement up. And if you are very active on Instagram, you have to use stories on a daily basis because stories beat the algorithm because it's the first thing you see at the top when you open the app, and every time you update your story, you go to the front. So try to do things to have a high engagement with your audience, to involve them in what you do, to respond to you, and that is actually the only way to have organically a bit of something happening for your channels. Foarte multe informații circulă pe rețelele de socializare și tinerii uneori se pierd printre titluri. Uneori poate nici nu reușesc să citească conținutul știrilor sau informațiilor văzute pe parcursul zilei. Care ar fi recomandarea tinerilor ca să nu se piardă printre titlurile șocante și ulterior să distribuie o informație poate chiar necitită până la capăt? Well, of course, nowadays it's very easy if you're a young person especially to compare yourself and to compare your life to what other people show on Instagram or on Facebook. And maybe then you start to think, oh, I'm not that beautiful, I'm not that thin, I don't have the money to travel so much. But people should always keep in mind that it's just a social media platform and it's very easy actually to show something else from that what truly is. And you will always have to keep in mind that an Instagram post or an Instagram story is just 1 second from a 24-hour day. If you have a plan for your life, this is the most important thing. You keep your faith to that one goal that you have in life or to multiple goals and go your own way. And you always have to remember when you're inside a social media platform that I often tell that to my clients, it's only social media. So you have to be very critical, you have to be very mindful because everything can be staged. And if you are interested in something, it's not enough to just read the title of a post. You have to dive into it. You can't form an opinion on titles. Care ar fi șmecheria să avem cât mai mulți urmăritori? First of all, don't buy any followers. Just don't do it. It doesn't get you anywhere. Second, it's work. It's hard work. Either if you want to grow your followership because you're a professional, or either you want to grow it because you're a brand or a company or whatever. It's work, like everything in life. So I would suggest that you have to invest at least 30 minutes a day, let's say Instagram. You go to Instagram, you search for hashtags that are relevant to your profession or to the topics that interest you. And then you start to interact with people. It's called social media because it's social. It's called social for a reason. You have to communicate, you have to interact. You can start to like other people's posts. You can start to comment other people's posts. If you see someone who you like a lot and would like to follow them and you would like them also to follow you, then at first you start to like their pictures. On the second day you comment on their pictures, and maybe on the third or fourth or fourth day you follow them and see what happens. So it's actually daily work. Thank you a lot for everything. Thank you for all advices. And why not? Come again to Chișinău. Thank you so much for having me. It was my pleasure, and maybe I will.